prea mult se dau Că el dacă ar juca, dacă ar fi jucat mingea în continuare și nu ar fi făcut atâta teatru, eu sunt convins că mai era acum, și acum în Liga întâi, la o echipă de top. Semeghin la Oțelul galați a avut o evoluție foarte bună și apreciată. Știu că era foarte iubit de public acolo. Semeghin are 30 de ani, deci este un jucător copt, el a fost talentat întotdeauna, are disponibilitate pentru efort și acum ar fi fost interesant să vină Marin Barbu, să stea pe marginea terenului și să-l vadă pe Semeghin cum a ajuns Semeghin să îi împingă pe alții de la spate. Să dea Marin Barbu cu gura pe el, dă drumul la pas, striga era barbu partea aia alta și Semeghin, și tot la. Semeghin striga. Da. Și a ajuns Semeghin acum să împingă echipa de la spate. Asta e mare lucru. Suceava nu și-a propus. Suceava și-a propus să scape de retrogradare. Pentru că dacă Suceava și-ar fi propus un obiectiv, eu cred că Semeghin ar fi stat în continuare. Dacă bă, trageți la Liga hai că rămân. Și dacă ar mai aduce doi jucători, pentru că nici echipele celelalte nu sunt despre Adică bați porțul cu o echipă cu pretenții la promovare cu 3-0, înseamnă că este loc. Dar, Dar ar la mai la... trebui încă doi de Semeghin, că nu poate un jucător să-ți ducă o echipă în spate meci de meci. Dar contează foarte mult că le insuflă încredere celor de acolo și semeghin. Are, ai văzut? Deci trebuie să... la golul numărul 2, m-am uitat la pasă. Da. O, o simplă pasă, știu când s-o dea, a luminat jocul și a venit și a dat gol. Îți trebuie un om dintre ăsta. Semighine este foarte bun. Din fericire am înțeles că nu o să stea foarte uh, mult. prea mult. Nu știu ce o fi fost în sufletul lui Selime de la sportul de antrenorul, pentru că tot pe banda stângă juca și stilul de joc al lui Semigin seamănă până cu cel al lui Selme și când era și la echipa națională, tot un jucător de bandă stângă, nu prea înalt ca Seme, și, dar foarte ofensiv. Și care ieșea de foarte multe ori pe atac și dădea unele pase interesante. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, comentariul zilei se încheie aici. Numai bine!